Pe unii, durerile la care sunt supuși în viață îi aduc în pragul disperării. Alții se gândesc la sinucidere chiar din motive banale. Însă există și oameni care supraviețuiesc unor episoade cumplite, care, pe oricare altul, l-ar fi dus la pierderea minților. O familie își pierde într-un accident de mașină unica fiică și nepotul de doar 2 anișori. Soțul rămâne fără soția sa și copilul pe care îl adora. Un bărbat își pierde în cutremur soția însărcinată. O tânără își pierde logodnicul chiar în seara de dinaintea nunții. Cum izbutesc oamenii aceștia să ia totul de la capăt și să își ducă zilele în continuare, într-o astfel de împrejurare? Probabil că rezistența libelulei de iarnă, care supraviețuiește temperaturii înghețului, ar putea fi o paralelă pentru puterea umană de a trăi în ciuda suferinței. Libelula de iarnă rezistă, pe de o parte cu ajutorul grăsimilor și al proteinelor, pe de altă parte pentru că odată cu începutul toamnei, în sângele insectei, în hemolimfă, este produsă o concentrație crescută de glicerol, un fel de alcool care slujește ca antigel și coboară mult limita la care lichidul din corp poate îngheța. Pentru a rezista înghețului sufletesc, singurătății și nenorocirii care vin asupra noastră, este nevoie de acest fel de alcool ce slujește ca antigel. E drept că unii țin cont de ideea de alcool și se refugiază în acesta, dar alții susțin că singurul care poate da puterea și curajul este Dumnezeu. El ne poate susține cu siguranță, pentru că de tăria și demnitatea de care dăm dovadă în momentele dificile depinde impresia pe care și-o formează oamenii despre puterea Lui. Și atunci, Dumnezeu este alături de noi pentru a ne ajuta, iar noi suntem martorii Lui în fața întregului univers, pentru că se poate merge înainte alături de Dumnezeu în ciuda tuturor problemelor. Se poate să fi trecut prin astfel de momente în care ni s-a părut că nu mai putem rezista înghețului sufletesc. Dacă depănăm fiecare episod din viața noastră, am putea să ne dăm seama că dacă n-ar fi existat Dumnezeu, n-am fi putut să mergem înainte. Cum s-ar fi putut derula lucrurile, cum s-ar fi desfășurat dacă Dumnezeu n-ar fi fost alături de noi și nu ne-ar fi ajutat? Cum se desfășoară lucrurile pentru cei care trec prin astfel de episoade și nu îl au alături pe Dumnezeu? Nu pentru că El nu ar vrea să le fie prieten, ci pentru că îl înlătură, pentru că nu vor să apeleze la El. În cartea Deuteronom, la capitolul 32, versetul 10, ni se spune: Domnul l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului Lui. Aceasta poate să fie experiența noastră. Dacă astăzi vom trece printr-o întâmplare rea, printr-o întâmplare nefericită, care ne va face să ne punem întrebarea: de ce trăim? Dacă astăzi ni se va părea că nu are rost să mai mergem înainte din cauza ceea ce trăim, Domnul este alături de noi și în acest ținut pustiu, în această singurătate înfricoșătoare, ne păzește, ne îngrijește, pentru că suntem prețioși ca lumina ochiului Lui. Dacă vi se va întâmpla să întâlniți oameni care în această zi au parte de dureri, de dureri pe care nu le pot spune nimănui și doar lacrimile mărturisesc starea prin care trec, ajutați-i mărturisindu-le despre acest Dumnezeu care, indiferent de situația prin care trecem, știe să mângâie. Vă doresc o zi bună!